Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Zodia Racului. Știu, am sărit Taurul, dar o să fac și Taur astăzi sau astăzi. Zilele astea nu vreau să fac în ordine, că toți suntem în anul Iepurelui. Nu mai vreau să le fac chiar în ordine, dar mă strădui să le fac pe toate. După cum vedeți, am adus floricele. Ia să vedeți voi, jar. Ia uitați ce frumos e. Din curtea mea, evident, n-am furat de pe alte coclauri. În timp ce am amestecat, hai să vedem un pic preetalare. În timp ce am amestecat, am apărut ceva. A apărut luna. Unii zic că sunteți voi, alții că e zodia peștilor, deși arată rac. Poate să fie și scorpion. Scorpionul este susținut și de acest death, moarte, și de patru de cupe. Pești, rac, scorpion. Stări emoționale profunde. Luna înseamnă frici, frica de a fi refuzat din cauza că, sau refuzată, din cauza că, interesant, vedeți, apare moartea și aici apare craniul lângă asul de cupe, teoretic, lângă noul început. Poate, eu știu, cineva, voi sau o altă persoană, are obiceiul să mai bea, să piardă timpul cu prietenași, cu diverse cupe oferte și să nu se concentreze pe asul de cupe, pe vindecare, pe transformare, pe o dragoste care transformă. Și de ce face chestia asta? Pentru că este frică. Este frică de transformare. Poate că a pierdut pe cineva și a rămas cu gândul la trecut. Bărbat, femeie, nu știu. A rămas cu gândul la trecut. Dar moartea, repet, înseamnă și transformare. Interesant. Unu și cu trei înseamnă 4, 13, da? 4 înseamnă stabilitate, împăratul. Aici apare 10 și 3, de fapt 13, da? Așa este în litere, în cifre romane. 10. 10 înseamnă și schimbare de energie, schimbare, roata norocului, schimbare de energie către abundență, către creație versus moarte versus creație, da? Uite, așa se petrece renașterea. Dar dacă între voi și cineva pare relația încheiată, există o șansă de transformare dacă depășiți frica. Și aș spune interesant, mi-atrage atenție în acest moment aceste două, vedeți, reflectoare. Amândouă din ambele părți arată către lună. Aș spune că amândouă persoanele implicate în această poveste trebuie să-și analizeze emoțiile, fricile, speranțele, intuiția să-și o asculte și unul și altul. Ca apoi să vă centrați împreună și să creați. În această, vedeți, undeva în depărtare, parcă totuși răsare soare, chiar dacă e întuneric, e noapte. Undeva în depărtare, parcă e așa o trecere între noapte și zi. Se poate, interesant, la clarificator a apărut 3 de bâte, care înseamnă speranță, așteptare în optimism, comunicare optimistă, posibile distanță între voi sau sunt drumuri, între voi și cineva. Dacă cineva a pierdut o persoană dragă, voi sau altă persoană, poate că vă faceți griji, vă gândiți cum să-i oferiți ajutorul, o primi ajutorul sau se concentrează pe trecut și pe ce a pierdut, vă faceți griji. Dar la capătul setului de cărți, valetul de monede, arătați, faceți un gest practic și acel mic gest, comunicare, gest ce-or fi practic, poate să manifeste mult mai grandios decât anticipați. Dar pentru asta trebuie să sperați. De la vale, direct la asul de monede, da? Și apoi săriți direct către victorie. Dar pentru asta, iau-te, schimbarea, iau-te, exact 10, vedeți? 10, ce am zis, roata norocului. Valetul de spade, care de fapt reprezintă comunicare și 3 înseamnă tot Mercur comunicare. Comunicați optimist. Comunicați deschis, curajos cu cavalerul de bâte, doritor să manifestați acest nou, iertare, sensibilitate, compasiune, ce-ar fi.
ca să puteți, împăratul și preîmpărăteasa, să puteți manifesta schimbarea energiei și reconstrucția, să zic, vieții voastre, că poate să fie și împăcare, variază, nu neapărat toată lumea dorește împăcare, dar dacă nu e vorba de împăcare, poate să fie să manifestați persoana potrivită, dincolo de această situație foarte dark. Hai, gri, dacă nu fie, nu chiar neagră. Interesant, iar apare temperanța, apropo de vindecare, 4 de spade și acesta este eremitul, varianta mică, ordinea mentală, conexiunea la îngeri, rugăciunea, curățenia emoțională și mentală. Cineva fuge de aceste lucruri, fuge de introspecție, aș mai spune, și cine fuge de introspecție, oarecum, are legătură cu ce am zis mai devreme și la 4 de cupe, cine fuge de introspecție, pentru că e teamă că e refuzat, refuzată, cine fuge de sufletul său pereche, eventual, sau de un suflet care îl echilibrează sau o echilibrează, se duce direct către conflicte, către karmă, către conflicte interioare pot să fie. Sau oameni care sunt conflictuali, asta pentru că cine fuge, fuge exact, da, 4 și 14, 4 și 14, da. 1 și 4, 1 și 4 și 5. 5 care înseamnă schimbare. Ia, unde s-a dus cartea? Wow, acum trebuie să trec prin... Trei de bâte. Probabil e distanță mare de m-ați făcut să alerg după cartea asta între voi și cineva sau... Da, fuga asta de vindecare, de introspecție, creează și mai multe probleme. Hai să vedem. Răcușoare, răcușori. Ia, iar distanță. Stai că era... Titanic? Nu. O fi? Are legătură? 3 și 13, iar, apropo de 3. Aici simt mai degrabă ape tulburări emoționale versus stabilitate. Dar pentru asta, pentru stabilitate, trebuie să vă echilibrați emoțional și să vă vindecați copilul interior, pentru că acela, uite, 13, 1 și 3, acela este rănit. Cineva are niște probleme. Bine, raci în general au probleme din copilărie. Oh, sunt puțini care totuși s-au vindecat. Hai să vedem situația racilor, aproximativ în aprilie sau în primăvară. Situația despre care vorbim în principiu. Răcușoare, răcușoare. 27. O scrisoare, comunicare. Tu și cu 7-9 de la distanță. O scrisoare, vești, ce-ar spune? O scrisoare, mesaj. E-mail. Interesant, de la distanță, 3 și 9, iar. Despre, uite, ce am vorbit mai devreme, cineva trebuie să scrie. Vedeți ce legătură? Cineva trebuie să scrie și celălalt să citească. Sau cealaltă. Despre dragoste, 33. Versus vindecarea despre care am vorbit mai devreme. Energia pe care trebuie să o aveți în această perioadă. Scorpion situație. Phoenix, renaștere. E vorba de renașterea cuiva. Ieșirea din umbră. Depășirea unor frici, apropo, asta reprezintă... Cum îi zicem, mă, bursucul reprezintă frici, talente ascuse... Depășirea unor frici. Energia voastră pe care a trebuit să o aveți unii dintre voi. Dacă nu rezonați, căutați în altă parte. Alte canale cu care rezonați. Nu problem. Sunt multe, eu uitați, prea multe. Pasiune pentru cineva, un ghid spiritual. Da, acolo, prin zona. Raci, soare, nu avem să ascendem. Haideți, măi, mai puțin tuțe, măi. Spre multe, una. Maxim două, una. Am văzut stea, poate stea să însemne ceva. Am văzut alfa, mei.
conducătorul lupul. Eu ar spune că trebuie să înfruntați aceste emoții negative, pentru că sunt emoții apă, dar negative. Trebuie să vă înfruntați demonii și să fiți la fel de periculoși ca ei. Orice frică vine într-un mod, sau am văzut și atac emoțional. Poate cineva încearcă să vă atace emoțional. N-am văzut chestiile astea. Cred că ar fi o chestie de conflict interior. Emoțional. Dar face parte din acea luptă cu demonii, cu întunericul, cu fricile voastre și vindecarea copilului interior. Pentru că la capătul setului de cărți sunt cărți foarte frumoase. 2. Chakra a doua a creativității, a sexualității, dar aceea frumoasă, nu deviantă. Ia uite. Lebăda. Tot semn de apă. Ați spune că e energie feminină, dar să știți că lebăda e energie masculină. Și vulturul, superb. Regele de spade, ia uite, regele de spade, regina de cupe, delfinul, păi asta e altceva. Ridicați-vă deasupra problemelor și priviți ca în oglindă, apropo, interesant, priviți ca în oglindă. Ca să puteți să vă atrageți energii pozitive, emoții pozitive, încredere, bucurie. Dacă cineva trece prin situații neplăcute, poate că și voi. Și voi ce? Poate trebuie să le povestiți că tot e vorba de o scrisoare despre încercările voastre. În fine, vedem. Dar în mod special, energia totuși a voastră, acest Reiki. Dacă aveți niște situații încă nevindecate, vă bântuie niște emoții, niște gânduri, am văzut totuși niște cărți destul de negative la început. Încercați să le depășiți. Cum? Prin creativitate. Prin poezie, prin înțelepciune, prin muzică frumoasă, ritm optimist, aș spune. Nu știu, delfinul îmi sugerează o boxă care transmite muzică. Prin zâmbete. Ai, mă, iară pici, nu mai pica. Soarele, nu avem să ascendem, nu din ordine, pești. Nu, băi, dar nu trebuia să zic pești. Ia, curățăm. Soarele, nu avem să ascendem, nu din ordine, rac. Pește, casa a 12-a necunoscutului, a spiritualității, poate Neptun în pești vă influențează. Depinde în ce casă este. Dar vine și Saturn. Ia uite lumea, apropo de Saturn. Lecția învățată. Iar distanță foarte mare, călătorii peste hotare, peste ocean, peste planete, nu se poate. Dar e lumea. E o încheiere de capitol. Vedem ce legătură are. O dată, de două ori. Ah, îndrăgostiții! Ce frumos! Ce frumos! De trei ori. Și alegeri, planuri. Planuri de călătorie pentru unii, planuri de viitor, de manifestare, de echilibrare. Asul de spade, uai, ce frumos! Iar cinci de bâte. Concurența.
Da, mai ales la locul de muncă, poate să fie și în familie discuții, chestii împărăteasa. Oh, împărăteasa, împărăteasa și valetul de monede. Gemeni, balanță, vărsător, berbec, leu, săgetător, taur sau balanță, taur, fecioară, capricorn, să zicem, că vă place vouă. La capătul setului de cărți, exact. Seamănă cu ce am zis mai devreme. Cineva fuge direct în karmă, în situații dezechilibrate. Se învârte în cerc, se învârte în cercuri, nu știu, nesănătoase. Fuge. Șapte de spade. Minte, nu cred că fură, nu știu, rămâne de văzut. Să sperăm că nu. Fuge de intuiție, exact de ce am zis de lună. Luna înseamnă intuiție, dar fuge înspre frici, înspre situații dezechilibrate. Marea preoteasă și marele preot. Fuge de stabilitate, fuge de învățătură divină. Uf, cine fuge? Să sperăm că nu voi. Poate altcineva. Se învârte în cerc și în karmă. Fuge de investiții înțelepte, de șapte de monede, bun uneori. Ordine, program ordonat, asumare, lucru în grădina personală, în sufletul cuiva. Probabil că aveți de-a face cu oameni care creează. Să sperăm că nu sunteți voi, unii poate, dar eu n-aș vrea să am de-a face cu asemenea persoane. Sper, acum sunt la zodia racului, țin cu zodia racului, da? Dacă aveți de-a face cu oameni conflictuali, trebuie să-i puneți la punct cu tehnicile lor. Cu alte cuvinte, nu merge. Când aveți de-a face cu oameni dezechilibrați, oameni care vă țin în karmă, poate, care vă mint, care vă fură, care șantajează, creează conflicte, trebuie. De-aia apare rechinul. Trebuie să fiți ca ei. Sunteți în junglă, vă purtați ca atare. Cu cei de vibrație înaltă, sunteți în adevăr. În fine, hai să vedem. Ia uite, doi de cupe. Frumos. Soarele. Arată de bine. Aș spune că începeți aprilie sau primăvara cu un adevăr, cu o trezire la realitate, la o anumită realitate. Nu știu cât este de victorie, dar adevărul ăsta vă va aduce victoria la un moment dat, clar. Vă va aduce poate și abundență. Deocamdată împărăteasa îmi șoptește femeia divină. Poate că dacă vă concentrați pe creșterea voastră spirituală, poate și financiară, dar nu doar financiară, ci și spirituală, emoțională, că femeia divină nu e doar o femeie bogată cu bani în cont, da? E mai mult decât atât. Dacă vă concentrați pe această victorie și pe acest adevăr, cu siguranță veți atrage conflicte, invidii. Acum, poate că între voi este o diferență de vârstă. Este o femeie matură și un personaj, nu-mi dau seama dacă e bărbat, femeie, mai tânăr. Că o fi mamă și copil, că o fi diferență de vârstă între voi sau de statut sau de creștere spirituală. Și diferențele astea creează conflicte, însă prin comunicare. Apropo de ce am văzut mai devreme de scrisoare, prin comunicare sinceră se poate depăși și frica, și ispita, și conflictul, și... Hai să mai vedem. Ia, asul de spade, clarificăm asul de spade. Rac. Soarele nu a venit să ascendă, nu, dumneavoastră, rac. Asul de spade. Aprilie. Ceva a venit invers? Vata norocului. Eu cred că această roată norocului invers are legătură cu ce am spus mai devreme, cu luna, cu patru de cupe și cu moartea.
Dar vedeți interesant ce mi-apare acum, ce vizualizez. Aici este o roată, da? Și a norocului, a destinului, a timpului divin. Și aici este ax, este limba unui ceas, este ax. Aș spune că o comunicare foarte reală și sinceră poate să, e ca o busolă, să răsucească busola, să schimbe direcția roții. Dintr-o poziție statică să se genereze mișcarea. Dar hai să mai vedem. Cavalerul de cupe. Puteți să fiți voi? Sau alt semn de apă sau alt personaj? Dar hai să zicem că sunteți voi. Exprimând, apropo de mișcare, și exprimă și se mișcă, vedeți? Nu e doar valet. Și exprimă și se mișcă. Odată ce exprimați, începe să mișcați energie, să exprimați ceea ce simțiți, speranțele voastre sau pentru cineva, 9 și 1, 10, și depășiți stresul, poate, repet, cineva e în doliu sau are probleme de sănătate. Stai. Mergeți cu pași mici către echilibru emoțional, construcție, reconstrucție, în fine. 5 de monede. Aici este. Între asta, împăratul stă pe loc. Exact. Exact. Împăratul stă. Este foarte fix. Și zero. Cel care riscă. O ia de la... De la zero, de la zero, da? Dacă un personaj autoritar sau fixist, simt nevoia să zic, vă ține pe loc sau vă creează conflicte, îndrăzniți o nouă direcție. Pot să fie două energii ale voastre. Mâna dreaptă să zică, hai, acționează, mâna stângă, stai pe loc. Și atunci, între două energii, se creează conflictul. Stai pe loc, că tu ai un anumit statut, bărba, femeie, uite, interesant, împăratul și împărăteasa. Poate are legătură cu bărbatul divin, femeia divină sau cuplu divin. Du-te către împărăteasa ta, du-te, zero riscă. Păi, nu, că sunt... Într-o anumită poziție nu pot să vină ea la mine. Păi nici împărăteasa nu vine. Nici împăratul nu se duce. Ce se întâmplă? Uite, așa se creează conflictul. Poate sunteți... Manifestați, măi! Manifestați comunicare bruscă, cum o fie în adevăr. Exprimați dragostea. Poate cineva trebuie să exprime. Nu știu. Alegeți, iar, aceleași... Poate aveți de ales între două persoane. Aveți pe de-o parte marcaș puternic în gemeni, îndrăgostiți magicianul, cavalerul de spade și pe de altă parte aveți foc, apă, pământ, toate elementele și aer. Un uite, 6 de cupe, 10 de cupe, un suflet dintr-o altă lume cu care puteți să fiți fericiți. Puteți să începeți. Chiar dacă e distanță, puteți să începeți ceva nou. Dar pentru asta trebuie să renunțați la... Ia uite. Ar putea să fie totuși două situații, două persoane. Total diferite. Repet, una, o persoană, poate chiar bărbatul divin, să zicem, pentru unele doamne. Bărbatul divin care încă... Vă ține pe loc pentru că nu vrea să se schimbe încăpățânat, da? Riscați într-o altă direcție. Riscați sau... În fine, hai să vedem. Voi știți ce faceți? Eu vă citesc cărțile. Între stagnare și mișcare. Ce să faceți? Ce să faceți? Ce să faceți? Împărăteasa. Clarificăm împărăteasa. Ia uite. Îndrăgostiți-mă. Alegeri importante în dragoste.
și temperanța. Ia uite, racule, răcușoară, du-te către sufletul tău pereche care te echilibrează, care te ajută să te conectezi la îngerii tăi. Eventual, du-te către vindecare, apropo de vindecare, și apoi vei vedea ce vei manifesta. Dar în primul rând trebuie să fii în echilibru și în comunicare cu îngerii ca să manifesti ce e mai bun. Ia uite, 7 de cupe, deocamdată sunt confuzii. Dar într-un mod neașteptat se va manifesta o trezire. Un nou capitol. O nouă lume. O nouă poveste. Valetul de monede. Clarificăm valetul de monede. Răcușoare și răcușoare. Valetul de monede. Exact. Cred că are legătură cu ce am zis mai devreme. 4 de cupe. Cuiva e frică de... Poate voi sunteți. Vă e frică de refuz. Și din cauza asta se creează conflictul 5 de bâte, 5 de monede în relație. Sau ați avut de-a face cu probleme, cu niște oameni care v-au creat probleme, cu un partener, o parteneră care v-a creat probleme, care nu au fost deschiși emoțional. Dacă ați avut de-a face cu asemenea oameni lipsiți de credință, care v-au îngreunat viața, apropo de roata norocului, v-au îngreunat viața, încercați și fiți mai selectivi. Și concentrați-vă pe valetul de monede, pe inițierea 5 și cu 6, unei relații în care există reciprocitate, nu doar voi să o oferiți. Am zis, sunt la zodiaracului, trebuie să țin cu zodiaracului. Vorbesc despre raci care poate au fost lăsați de izbeliște, în frică, în ceață și în probleme financiare. De prieteni, falși prieteni. Ne. Și aici este conflictul. Tocmai din cauza că ați fost, ați trăit asemenea situații și ați stagnat dintr-un punct de vedere relațional, poate financiar, nu știu, unii, da, alții, ba, poate unii o duceți bine financiar, că apare totuși împăratul. Dar totuși, ca să fiți în echilibru, ca asta înseamnă îndrăgostiți, ca să fiți în echilibru și să manifestați abundență, trebuie să riscați totuși. Să riscați și să manifestați ceva, un gest practic. Valetul de monede ține, da, ceva practic. E o scrisoare, poate să fie o scrisoare, o carte, un dar, ceva practic. Nu e o chestie doar virtuală. Dată etalor ca de obicei la rac. Hai să vedem. Nu știu, poate sunteți voi foarte mofturoși. Am zis și așa un cuvânt, sper că nu vă deranjează, dar 4 de cupe iar revine. Nu mă mai supărat. Nu vreți orice. Posibil unii dintre voi vă concentrați pe muncă, pe împlinirea unor visuri, vise. Chiar dacă asta implică drumuri, peste hotare și, da, și multă muncă. Oricum nu mai vreți aventuri. Da, unii dintre voi nu mai vreți aventuri. Unii dintre voi, ce frumos, vreți să vă întoarceți acasă. Întoarceți acasă. Și să mergeți, să comunicați cu oameni care se concentrează pe grădina lor, cum am zis mai devreme. Nu oameni care au fugit. Probabil aceia care au fugit.
despre care am vorbit, sunt din trecut, care au fugit de creștere spirituală, au fugit de de creștere personală. Asta implică mai multe departamente. Hai, cavalerul de cupe invers. Știți ce îmi transmite cavalerul de cupe invers? Un ultimul romantic. Sau romantică. Pentru alții poate să fie, să fie avut de-a face cu oameni care-i cuvântul? Da, lipsiți de sensibilitate. Ia, asul de spade și roata norocului. De ce este invers roata norocului? Asul de spade. Nu. Asul de spade. Care-i ficăm asul de spade și roata? Iar a venit ceva invers. Nu, demone de invers, exact ce am zis. Cine v-a ținut pe loc? Oameni. Oameni care n-au investit în grădina lor interioară, n-au crescut, nu înseamnă... Acest personaj mi se pare preîmpărăteasa. Persoane care investesc în ei și cresc cu răbdare, cu răbdare. Sunt frumoși și în interior și în exterior și în... din toate unghiurile, aș spune, da? Și inspiră la stabilitate, la spor, la creștere, la expansiune. Inspiră. Dar a venit invers. Cred că ați avut de-a face cu asemenea oameni. Interesant ce mai simt. Știți ce mai simt? Pentru că e carta persoanei libere, 9 de monede. Și 9 este numărul Jupiter, de fapt. Jupiter este guvernatorul casei a 9-a, a învățăturilor de înaltă calitate, a călătorilor peste hotare și așa mai departe. Independența. Independență pe toate planurile. Spiritual, material, emoțional, sentimental, cum vreți voi, mental. Pentru unii, este un adevăr, că place, că nu place, ăsta e adevărul, dar pe care trebuie să-l înțelegeți și să-l manifestați corect, asul de spade corect. Unii dintre voi ați stat pe loc pentru 9 de monede invers, duce ori către 10 de monede familie, ori către 8 job. V-ați concentra prea mult pe muncă sau pe obligațiile față de familie și mai puțin ceea ce oferiți voi celor care vă urmăresc grădina, dacă îmi permiteți asemenea exprimare. Vă urmăresc rezultatele. Cât inspiră rezultatele voastre? Ce inspiră rezultatele voastre? Pentru că asta e 9 de monede. Ce inspiră? Puteți să aveți rezultate, dar toate rezultatele se ducă către familie sau către muncă, 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 muncă. Ok, dar care e ideea? Spiritualitatea, că e casa nouă a spiritualității. Pentru unii, dacă știți că ați avut de-a face cu oameni care v-au ținut pe loc, care n-aveau nicio treabă cu spiritualitatea, ăsta e adevărul. Un alt adevăr, sunt vreo două, trei pe aici. Eliberați-vă, că asul de spade are două tăișuri, cu unul vindecă, cu altul rănește, eliberați-vă de stringuri. Ia uite, marele preot, apropo de căsătorie, de familie, de familie, de reguli, riscați, chiar dacă vă e teamă. Îndrăzniți să credeți. Spune. Mamă, dar ce aveți aici? Am zis muncă, confuzii. V-ați păcălit în niște relații, nu știu, poate chiar contractuale.
Alegeți să vă înfruntați, iar apare luna, să vă și nebunul, să vă înfruntați un pic fricile. Și pentru asta vă trebuie credință mare, cred. Clarificăm 5 de bâte, iar am vorbit mult. 5 de bâte. Ia uite, nebunul de două ori, nebunul pe nebun. Deci nu se poate. Ce poate fi mesaj mai clar? Nebunul pe nebun. Îndrăzniți. Îndrăzniți. La capătul setului de cărți, temperanța, regretele, vindecați-vă de... Of. Nu știu, aș spune de un contract. De oameni care se gândesc prea mult la bani și întoarceți-vă privirea și sufletul către sufletul vostru pereche. Cred că aici este îndrăzneala, schimbarea și riscul. În fine, voi interpretați mesajele cum vreți. Dacă nu rezonați, căutați în altă parte unde rezonați. Hai să vedem împărăteasa și îndrăgostiți. Dacă nu îndrăzniți, împăraților, împărăteasa voastră își va găsi pe altcineva. Pentru că ea alege. Puteți să luați și invers, dar în fine. Hai. Părăteasa și îndrăgostiți. Dacă știți că ați avut de-a face cu oameni încăpățânați conflictual, iar no way. Riscați. Ia uite, 3 de bâte. Exact ce a apărut mai devreme. Exprimați dragostea, faceți călătoria aceea, pentru că 3 de bâte sunt pregătiri de călătorie. Investiți în pasiune. Într-o pasiune care schimbă perspectivele, schimbă direcția, schimbă viața, care dă credință și hrănește emoțional. Și vă învață să vă luptați cu cei care v-au stat în cale până acum. Ia uite, să aveți victoria asupra, ia uite. Să vă transformați, mai bine zis, mai scurt, mai pe scurt. 3 de bâte. Speranță. Riscați. Riscați. Și veți vedea cum vin lucrurile în favoarea voastră. Poate că amândoi trebuie să riscați. Vedeți, sunt doi nebuni. Da, posibil că amândoi. Dar vedeți față în față. Aș spune că sunt față în față. Cu alte cuvinte, nu sunteți doar voi cei care riscați și ei. Dar măcar împărăteasa, dacă e vorba de un bărbat divin și femeie divină, e într-o vibrație un pic mai optimistă. Va alege întotdeauna speranța, care mai cuvântul, expansiunea versus statul pe loc. 4 de la împărat, roata norocului. Clarificăm valetul de monede. În viitor. Valetul de monede. Acea scrisoare, acel gest practic. Exact, înfruntați-vă demonii. Poate ia cineva. Sau trebuie să exprimați despre această... Exact ce am zis mai devreme. Cu acești rechini demoni. Înfruntați-vă. Și veți vedea că dacă faceți gesturile care trebuie făcute, se schimbă tot. Exact asul de spade de aici de la început, care mișcă întreaga situație. Transformare radicală. Și dacă au fost conflicte, îi veți pune la punct. Dacă a fost concurență, nimeni nu va mai concura cu voi pentru femeia divină, pentru mama, eu știu, copilor, pentru abundența voastră, nimeni. Vă veți fi înfruntat fricile, luna. Interesant. Deci aici este racul. Și aici ar putea să fie femeia divină, mama. Ce-o fi? Mama copiilor, viitorilor copii.
ei sunt cei care erau agresivi, dar rămân cu vorba. Tac, 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 tac. Dar nu vor face niciodată nimic. Asta dacă înfruntați demonii și exprimați și stresul, și speranțele, și grijile, și dragostea. Pentru că 3 până la urmă înseamnă exprimare. 3 și 3, 33, apropo, de ce văzusem aici. Dacă voi exprimați dragoste, veți primi dragoste. Vor fi relații reciproce, echilibrate. Ia uite, valetul de monede către regina de monede. Către stabilitate. Și nebun, exact. Iar apare nebun, am tras cu coada ochiului în continuare. Păi, poate unii trebuie să renunțați la o relație karmică pentru un partener, parteneră divin. Mai dăm pe regina de monede o carte de curiozitate. Sunt multe. Regina de monede. Iar a sărit. Exact, interesant. Un personaj care v-a ținut pe loc. Poate să fie o mamă sau o persoană, o relație karmică. Care v-au făcut indecis, sau poate ei au fost indecis sau v-au... Ținut-o, încăpățânați. Dar mergeți, mergeți, depășiți. Depășiți situația. Eu știu, nu știu cu cine rezonează, dacă cineva clar o să rezoneze. Țineți-mă la curent cu povestea voastră. Hai să vedem mesaje de la îngeri. Chiar am vorbit mama, așa zic că fac etalări mai scurte. Mesaj de la îngeri pentru răcușoare și răcușori. Ioi, ce frumos! O nouă dragoste! Asta e 000. Luați-o de la 0. Și cred că e la distanță. Iată, fiți doritor să exprimați dragostea. 6 îndrăgostiți, exact aici. Exact aici se întâmplă. O nouă dragoste, îndrăzniți. 2 și cu 6, 8. Transformă moarte. Transformă lucrurile. Și iertați, ia uite așa. 28, 29. A, nu, 26, pardon. 26. Ia. Exact 15, numărul diavolului. Iertați, aveți compasiune față de oamenii care au fost toxici, care v-au ținut pe loc, care n-au știut, n-au putut, n-au vrut. Și acționați de ca și când partenerul este aici, ca să-l puteți atrage. Ia uite, interesant, vrea să apare physical touch. Acțiunile vorbesc puternic și physical touch. A tender touch can mean so much. Poate că unii domni trebuie să fie mai drăgălași față de o doamnă cu o valoare specială, cu o energie, că vă steluțe în jur, cu o energie interesant, care e în stare să țină foc în mâini. Ce frumos! Uitați. Ține focul. Puterea creatoare. Și așa sunt steluțe. It's time! Aveți grijă, it's time! Roata norocului poate să fie și timp divin. Îndrăzniți să schimbați timpul. E schimbarea de oră care s-a întâmplat de curând. Intrați într-un alt time zone, într-o altă dimensiune. Care timpul curge altfel și lucrurile se manifestă altfel. Dacă sunt înțeleasă, sper că sunt înțeleasă și sper ca unii dintre voi să înțelegeți ce înseamnă manifestare. Ia uite, go wild! Dați-vă un pic de timp de relaxare ca apoi să schimbați ce trebuie schimbat și în momentul în care provocați schimbarea, luptați-vă pentru ea. Oh, da, interesant, 5 de bâte poate să fie luptă pentru stabilitate sau pentru această abundență, femeie divină, ce o mai fi. Pentru acest nou început, pentru ce vreți. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, noapte bună!